În România se învață limba franceză ca o primă limbă sau ca o a doua limbă străină și limba franceză are aceeași origine cu limba română, originea este limba latină, de aceea multe cuvinte din limba franceză se aseamănă cu cuvintele din limba română. Haideți să dăm niște exemple. Cuvântul elev din limba română, cum se spune în franceză? Elev, dar profesor. Profesor. Dar solidaritate, fraternitate, egalitate? Solidarité, fraternité, egalité. Deci se vede că limbile română și franceză au aceeași origine, originea de limba latină. A devenit deja o tradiție pentru școala academician Marin Voiculescu din Giurgiu ca în fiecare an, în luna martie, să serbeze zilele francofoniei. Astfel, joi, 19 martie, la sala de festivități a unității, elevii au susținut un program artistic dedicat acestui eveniment. Unii copii au cântat melodii cunoscute. Alți elevi au recitat poezii în limba franceză. Amiti francofon, bonheur de Saint-André, cordialité entre le peuple francophone, Dior, couturier français, élégance de la langue française, fierté d'appartenir au monde francophone, goût du fromage français. Francophonie, bonheur amour, utiliser, célébrer, parler, au francophonie au cœur, communication. Amour, sincérité permanente, disant, pouvant, croyant, pour obtenir un jour, le tendre d'eux est passionnant. Démocratie, responsabilité du monde et des choses, soyons toujours ouverts pour l'autre et pour tout, en croyant la liberté, confiance, égalité, trois mots à ne pas oublier. Fraternité, bien égalité, aimant ton nom partageant, on apprend la complicité, amitié. În acest periplu cultural, elevii iubitori de limba franceză au fost coordonați de profesorii și profesoarele din oraș. Vrem să sărbătorim, printr-o și noi elevii din cadrul școlii academician Marin Voiculescu, printr-un program artistic care cuprinde câteva poezii, cântece, o scurtă piesă de teatru, pentru a fi alături de celelalte popoare care serbează această zi. Prin acest minunat program artistic pregătit cu mult interes, elevii și profesorii au sărbătorit Ziua Francofoniei, eveniment care se sărbătorește an de an la 20 martie.